Gata? Bună ziua, bine v-am găsit la prof, urmăm pe exerciții în matematică. Tu ești la comandă, da? Da. Gata! Prima. Pentru. Acasă. Cu. Clasa A. Doua. Azi 19. 04. 2018. Zicem... Cum am avut o temă cu 60 de bine? Așa... Deci cum sună tema ta, că nu mai amintesc? 68 cu 4 camere și cu 7 camere. Așa, nu cu 68 de bile? Da. Wow! Cu 68. Ia să vedem, deci 68 bile care au componența 4 camere și respectiv 7 camere. Da? Cu 7 și cu 4 camere. Și? Și trebuie să aflăm câte probleme. Câte probleme poți formula? Da. Hai să dăm drum. Du-mă. Deci, mai întâi să avem numărul minim de camere. Presupunem că ar fi toate de 4. Da? Presupunem că toate vilele sunt cu 4 camere. Și atunci vom avea câte camere? Vom avea 272. Pentru că tu ai făcut 68. Ori 4. 68 ori 4 și egal cu 272. Mai e mâna ta, dar știi, dacă e greșit, treaba ta. Nu e greșit, de casă. Tu ai făcut toate povestea și bine. Deci dacă toate vilele ar fi de 4 camere, am avea nevoie de 272. Deci numărul minim de la care pornești înseamnă 272. Și numărul maxim 477. Și dacă toate vilele ar fi cu 7 camere, atunci vom avea 68 ori 7 egal cu 476. 476 camere. Vom avea 476. Deci, într-un caz, avem 200, minim 270 și primul 476. Și acum problema... Vom face 272 plus 3, 275. Deci... Ca să vezi câte probleme sunt, da. Prima problemă ar fi la cele 68. Ar fi 278. Deci problema 1 ar fi 68 de vile cu toate cu și numărul de camere pe care l-aș da, numărul camerelor lor, să fie 272. Și atunci, în această situație, tu ai da ca răspuns că ai câte vile? 68 de vile sunt cu 4 camere și 0 vile cu 7 camere. Asta ar fi prima problemă. Problema a doua ar fi tot aceleași 68 vile. Dar la camere pui acum 476 maxim, da? 400, dar asta ar fi extrema, ultima problemă, nu? Dar a doua, care face-o tu, așa zicem? 273, nu 275. Deci la 272, la minim, adaugi pe 3, diferența între 4 și 7, da? Deci 270 și... cât ai spus? 275 camere. Și atunci ai avea de componență ca răspuns la problemă ar fi câte cu 4 camere? Ar fi 67 cu 4 camere. 67 cu 4 camere. Și una cu 7. Și una cu 7 camere. Da? Așa ar fi. Și am continuat așa, adăugând următoarea problemă ar fi 60, tot 68 de vile. Dar la camere, să spun acum, 200 cât?
278. Și ca răspuns ai avea 60 și câte? Am 68. 66 de 66 cu 4 camere. Și 2 cu 7. 7 camere. Ei, cine a înțeles acum? Sigur, nu, problema că se pune câte probleme am avea. Ultima problemă, nu știu a câte ar să fie. Da. Asta o să vedem noi atâta problemă ei, da. În care avem ca situație ce? Tot 68 vine, dar numărul camerelor este maxim 476. Da? 476 camere. Și ca răspuns, ce răspuns ai da aici? 68 devine cu 7. 68 cu 7. Și 0 cu camere. 4. Și 0 cu 4. 0 cu 4 camere. Problema e aceasta, nouă, care, pe care am formulat-o noi, este câte probleme avem de acesta. Deci vedeți, vedem că mărim de la 60, de la 272 mărim cu 3. Întrebarea este câte probleme avem. Câte, până când acoperim noi spațiul ăsta de la 272 până la 476, câte astfel de probleme avem? Cum ai gândit? Am gândit 270, 275, 276. Deci 272 este prima. 275. 275. Apoi. 278. 278. Și atâta. Am luat. Și așa mai departe, în sfârșit, 476. Știi tu care ar să fie cea din fața lui 476? Da. Care este? 473. Sigur că da. 473. Ar să fie problema care va genera cu aceste camere, câte vine cu 7 și câte vine cu? Cu 4. Cu 4. O vine cu 4 și 67 devine cu 7. Cu 7. Corect, foarte corect. Întrebarea este, câte? De aici până aici, câte probleme sunt? Acum ce parte? Hai să zicem partea faină cu subiectul. Facem 200, vom efectua 278 minus 270 2 și va da, va deci, da 7. Deci, îți închipui că s-ar fi oprit aici, da? 200. Și atunci tu vrei să descoperi mecanismul, da? Deci 278 minus 272 și îmi dă la diferența 6. 6 împărțit la 3. Așa. 6 împărțit la 3 egal cu... Acum, 6 împărțit la 3 egal cu... De ce la 3? De ce la 3? Pentru că sunt 3 numere. Din 3 în 3 crește, da? Deci șirul de numere acesta crește din 3 în 3. De aceea tu vrei să vezi câte astfel de numere vei genera. Da. 6 împărțit la 3 fac 2. Și 2 plus 1, 3. Așa. Sunt două spații, practic, generați. Da. 2 de 3. Se întâmplă, da, ca număr de probleme, o am și pe prima. Deci aceea, 2 plus 1 egal 3 probleme. Probleme. 3 probleme. Vom efectua 476 minus 272. După acest mecanism, după această idee, te gândești acum 40. Să muți problema la 40. Tine. 476 minus 272, da. Este egal cu 204. Face 204, da? Și acum 204 împărțit la 3. 204 împărțit la 3. Efectat, nu neapărat. Nu, dar împreună putem. Hai să vedem cel mai apropiat număr de 20, care s-ar împărți la 3. 180 ar fi, care se împarte foarte bine la... Și 24. Și mai rămâne un 20, că suntem la cifra 10-lor până la... Da? Și cu 4 de aici, 24. Și totul ăsta trebuie să împărțim la 3. 180 împărțit la 3, da, este egal cu 6. 6, ca 18 împărțit la 3. 6 plus 8. Și 0 ăsta. 60. 60. Da? 60. Plus. Și plus? 60 plus 8. Care 24 împărțit la 3, 8.
Și în tot 68. 68 plus 1. 68 ar fi de spații de astea, da. Ar fi de și prima problemă. Deci număr total, total de probleme sunt 68 plus 1. Plus 1, egal cu 69. Egal cu 69, 69 de probleme. Ești foarte fericit pentru că ai pus bine mâna pe mecanismul problemei acestea. Deci, dacă ai fi numărat tu, șarte în aproape, în aproape, trebuia să, cu primul număr plecând, până la ultimul, trebuia să ai 69 de numere. Ori e mult mai greu să facem asta, da? De aceea, ai pus mâna pe meșteșugul acesta. Să le spunem prietenilor noștri că la 3 am făcut împărțirea, pentru că între 7 și 4, 3 este diferența. Și atunci, în condițiile acestea, suntem foarte clari, convinși că aceasta e strategia. Foarte bine ai făcut problema, pentru ca tu să... De data asta s-a împărțit foarte bine la 3. Dar dacă ți-aș da acum modificat tot cu 68 de bine, dai să spunem... 4 și 9 camere. 4 și 9 camere. În condițiile astea... La cât împărțim? Împărțim... De plecat tot de la 4 pleci, tot de la 272. Împărțim la 5. Sigur că da, și vei face creșterile din 5 în 5. Tot 5 ai adăugat tot 5. Da? Și în final, după ce vezi acolo meșteșugul, trebuie să pui mâna pe numărul de probleme în situația asta. Primele capemă pentru tine asta. Ok, nu ștergem. Da? Nu ștergem. Uite, asta s-o lași, da? Bun. Și acum ne ducem la o altă problemuță. Dacă tu ai ceva... Nu ștergem, așa nu ștergem. Dacă tu ai... lucrezi la matematică, da, la școală. Așa, și ce este neclar? Da, foarte bună strategia asta. Da, ce da. Este neclar, o întreb, da? Da. Da, uite. Perfect. Acum pornim... Nu am o problemă. Tu ai o problemă, ți-o, da? Am problemă 2. Să vedem. Ți-ai bătut capul la ea? Nu, acum am găsit-o. Ai găsit-o? Da. Dar nu-s probleme. Termenul mai cunoscut, credem, dacă și mai vin. Bun. A ori 9 plus 18 egal cu 81. A ori 9 plus 18 egal cu 81. Da. Bun. A ori 9 este un termen. Da. Deci tu o privești ca o adunare aici. Vom efectua A ori 9. Deci asta este echivalent, asta ne obișnim. A ori 9 este egal cu 81 minus 18. 81 minus 18. Ceea ce s-ar traduce în echivalența A ori 9 este egal cu 1 minus 8 nu se poate, ne împrumutăm. Da. 3, da. 7 minus 1, 6, 63. Așa. De unde ar fi egal cu A ori cât îți fac 63? A ori 9 este egal cu 7. A este egal cu 7. A, fiindcă 7 ori 9, 63, da? Da? Deci de A vă spune că e egal cu 63 împărțit. Hai să ne obișnim așa. Asta am găsit. Da? 63 împărțit la 9. Este împărțit la 9 este egal cu 7. Și atunci A e egal cu 7. Știi ce? Aș vrea să mă mai întorc la împărțirea aceea care am făcut-o mai devreme. Era 204. 204 împărțit la 3. Da? Ți-amintești? 204 împărțit la 3. Da. Și fiindcă aici avem o singură cifră, ne luăm și noi la o singură cifră. Dar uite că să mă urmărești un pic. De fapt, noi întrebăm aici. Tu, doile, ești destul de puternic încât trebuie să se cuprinde de un număr de ori? Ai putea tu să te descurci? Nu zici, sunt prea mic. Sunt mai mic decât împărțitorul. Deci când e mai mic decât împărțitorul, formăm o echipă cu următoare cifră. Și acum s-a făcut 20. Ei! 3 ori cât să fac aproape de 20?
3 ori 6. Exact. Și punem 6 la acesta. Sau 7. 7 ori 3, 21, îl depășește. Da? 6 este cel mai mare număr care se apropie de 20 la mulțire, nu? 6 și cu 3. Da. Bun. Vezi? L-am pus pe primul loc. Nu-l punem la unități, ci aici, că de la sute am început noi. Deci construcția va fi de la, așa cum avem aici, de la dreapta la stânga, tot de la dreapta la stânga va fi. Și zicem acum, 6 ori 3 egal cu 18. Așa, restul este 2. 2. Coborăm pe 4. 4, 24. Așa. Împărțit la 3. Da. Este egal cu 8. 8 ori 3, 24. Și s-a făcut... 68. 68 s-a construit. Deci, acum, șmecheria pe care trebuie să o înțelegi tu, că la împărțire, loc de la dreapta. La mulțire, cum încep, mulțeam două numere? De la, la dreapta și construiam pe stânga. Acum de la stânga la dreapta. Da? De la stânga la dreapta. Deci procedeul este invers. Dragule, mai facem o mulțire, o împărțire la întâmplare. 794 împărțit la 8. Egal cu 794 împărțit la 8. Și tu conduci toată povestea asta, după șmecheria care am pus-o ca algoritm. E calcul. O singură cifră, privind, da? Da, 7 este mai mic decât 8. Nu se poate. Vom face echipă cu următoarea cifră, da? 79 împărțit la 8 este egal cu... 8 ori cât se facă 70 și ceva cel mai mare cu putință? 8 ori 9. 8 ori 9, că face cât? 82. 72, da? 72. Da, 8 ori 9, 72, suntem atenți. 9. Și acum zice 9 ori 8, 72. Mai mult de 9 nu se poate, că ar fi un număr construit din două cifre. Restul de la scăderea asta. 7. 7. Îl coborăm pe 4, 74. Exact. Împărțit la 8. Așa. Este egal cu... 8 ori cât face 70 și ceva, cât mai aproape de? 8 ori 9. Ori 9, din nou, 72, 74, uite că îți fugi repede. Gata, nu stai pe gânduri. 8 ori 9 și 9 ori 8 face 72. Și iată că la, aici rămâne, restul este 2, nimic. Da, și din păcate am ajuns la sfârșit, nu mai avem ce coborâ. Nu mai avem ce coborâ. Ăsta rămâne rest. Nu 8 împărți la 2. Că tot timpul ăsta se împarte la 8. De acum a rămas prea mic ca să mai poată fi el împărțit. Și 99. Deci rămâne doar atât să observăm. Că, iată, câtul împărțirii, asta se cheamă cât. Asta împărțitor și asta e de împărțit. Deci de împărțitul ăsta mare. De împărțitul, da? De împărțitul. Hai să-l încadrăm și să-l punem așa, în dreptul lui, cu culoare, alte culoare. De împărțitul este ăsta. De împărțitul. Așa. Ăsta de aici este, cum îl numim noi? Împărțitorul. Împărțitorul. Da? Deci este împărțitorul. Uite, împărțitorul. Și ăsta de aici se numește, la sfârșit, câtul împărțirii. Câtul. Iar ceea ce vedem dedesubt se numește restul. Deci ăsta este restul. Când nu se mai poate face împărțirea, rămâne restul. Să vezi două șmecherii. De împărțitul. Da? De împărțitul. Adică 794. Nu, hai să facem invers. Hai să mulțim. Pe cine să mulțim? Câtul cu împărțitorul, să adunăm cu restul, să vedem cât ne dă. Deci ne întrebăm câtul ori împărțitorul plus restul egal cu cine? Nu știm. Lucrăm. Câtul cât este? 99. Și avem 99 ori
împărțitorul ori 8, da, 99 ori 8, plus restul 2, egal cu. Te rog să mă ajuți să facem operația asta. Telefonul da. E sub altele. 99 ori 8. Da, fă-i această mulțime. 99 ori 8. Și plus 2, adaugă plus 2. 774. Măi, ce chestie, mă. Ia mai fă tu o dată. Ia mai fă o dată, nu cumva ai greșit. 99 rupt. 79. Deci cât e? 792. 792 și plus 2? 794. Deci 792 plus 2 și ne dă exact 794. E foarte tare. Dar cine era 794? De învățitor. Așadar că avem prima formulă și cea mai interesantă pe care trebuie să o ținem minte de toată viața. De împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. Dacă nu e restul, dacă e zero, până cu zero și mai mic. Deci poate să fie restul, oare poate să fie restul mai mare decât împărțitorul? Te întreb. Restul poate să fie mai mare decât împărțitorul? Nu. Niciodată. Dacă ar fi mai mari, ar intra o dată. Ar mai merge. Dacă aici ar fi fost în loc de 2... 16, să zicem. Dar chiar 9 dacă era. Sau chiar 8. Dacă aici ar fost restul 8, 8 în 8 merge o dată. Și terminăm treaba. Da? Deci s-ar fi făcut împărțirea exact. Fără rest. În situațiile în care rămâne rest, ținem cont. După ce facem împărțitorul, câtor împărțitorul, adunăm și cu restul ca să ajungem la de împărțit. Pentru că e indiferent, o rămas ceva din el. Uite, restul aici. Ceva din el rămăsese, doiul. Și de ce am trebuit să fac chestia asta? Deci, notează și în formula asta, încadrează-o. Și cea mai tare formulă pe care am întâlnit-o până acum, așa a spusă teorema împărțirii cu rest. Așa se numește asta. Teorema împărțirii cu rest. Teorema împărțirii cu rest. Așa poate termina această teorema. Foarte, foarte frumoasă și interesantă. Teorema împărțirii cu rest. Dragule, deci în clipa asta tu ești foarte fericit că ai descoperit acest rezultat foarte, foarte bun. Și eu acum, știind această formulă, spun așa. Un număr, nu știu cine este, împărțit la 17. Deci un număr împărțit la 17. Deci ăsta este împărțitul. Ne conduce de câtul egal cu 23, iar restul aici de întrebări se poate să fie restul. Dacă nu împart la 17. Ce? Numărul acela, un număr împărțit, nu știu cine e numărul. Dar împărțit la 17, ne dă câtul 23 și restul spune-mi tu ce rest poate să fie. Despre ceva pe care... Nu. Aici te uiți foarte atent, eu am punctat ceva. Restul cum este față de împărțitor? Mai mic. Atunci ce rest îmi poți da tu aici? 16, 15, 14. Orice rest de la 16 înapoi până la...
Și până la 0. Până la 0, inclusiv 0. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 12. Perfect. Deci restul sunt mai notăm și asta. Restul este mai mic decât împărțitorul. Foarte, foarte important. Restul este mai mic decât împărțitorul. Nu e da. Mai mic strict. Pentru că în fiecare etapă aici, când obținem restul, 7 e odată aici, care e mai mic decât 8. Și tot timpul când facem calculul, trebuie să fie totdeauna mai mic decât împărțitorul. Dacă e egal sau mai mare, putem să luăm de un număr mai mare de 8. Da? Întrebarea este, cât să fie de împărțitor aici, Oane? De împărțitor? De restul. Fixează-ți pe rest. Fixează-ți pe rest. Cât vrei tu? 0. Bine. 0. Mai bine după 3. Hai. Și cât e de împărțitul ăsta? Spune-mi ce faci. Operația. Adică? 23 ori 7 scoare. Hai șmecherea asta, împărțitorul oricâtul, da? Deci, de împărțitul, scrii formula, egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Și tu acum ai șansa să ai împărțitorul și câtul și trebuie să afli restul. Ei, hai să zicem așa. 23, ai spus, ori 17. Cât este egal 23 ori 17? 1771. Asta ți-a dat. Eu așa am făcut, așa mi-ai spus, așa am făcut. Nu cred. De ce? Trebuie să crezi în ce ești făcut. Hai să facem estimativ. Dacă înmulțești 20 și ceva, cu aproape 20. La 17. Cu 17, dar închipuiți că pe 17 am rotunjit și la 20. Că i-am luat un 3 de aici, așa, și vin 20 ori 20. Cam cât face 20 ori 20 după tine? 20 ori 20 și 2000. Nu, nu, nu dai răspunsul la întâmplare. 20 ori 20, ca și cum ai zice 2 ori 2. 400, că zice era 2 zerori. Un zero de la primul 20 și acela, deci cam în jur de 400 aș aștepta eu rezultatul. Și 1000 spui tu, 1000, 1700. Nu se poate. Deci tu trebuie să ai simțul practic al exercițiului, să spui, nu, ceva nu e în regulă, cred că am greșit. Ia să vedem. Hai să facem împreună. 23, 23 ori 17. Și vreau să vorbești din data asta. Hai, te rog. 7 ori 3. Hai, vorbești, condu-mă. Hai, condu-mă ca să nu greșesc. Nu, așa facem, vezi, că se înregistrează, pe noi îi interesează. 21, 1 și 2. Apoi. 7 ori 2, 14 și 15. Dar tu stai încă-ți el și te uiți acolo, faci lucrarea, că eu aud. 14 și cu 2, 16 mai departe. 1 ori, hai. 1 ori 3, 3. Unde pun pe 3? Sub 6. Da, 3. Și 1 ori 2? 1 ori 2? 2. 2. Tragem linie și ia să vedem 1. 1. 30 cu 6, 9. 391. 391, spuneam că aproape de 400. Deci bunul simț al meu matematic mă îndemna să mă încadrez aici. Ai văzut cum am făcut eu? Deci am zis, mă, îți iau țipile 3, eu pun la 17, fac aproape 20, nu e exact ca și cum ar fi 20 ori 20, din niște motive mai greu de explicat pentru tine, dar important este să mă duc pe aproape. Și 20 ori 20, ca și cum aș zice 2 ori 2, 4 și 0 ori celea 2, 1 de la 20, 400, jur de 400, și atât 391 e aproape de 400. 9700. 9300. E aproape de 391 e aproape de 400. Da. Deci m-am apropiat bine. Și acum, plus restul, nu? Și zic de împărțit, care îl căutam eu, de împărțit, acela care era semnul de întrebare. Da. Cine este de împărțit? Egal cu 391 plus restul care e în formulă 0 și egal cu 391. Hai să ne convingem că este bine. Hai să facem proba. Să facem împărțirea concret, să vedem dacă ne dă câtul 23 și restul 0. Sunt curios. Să vedem. Te rog. Deci luăm pe parte pe cine? Pe
398 împărțit la, cât am spus noi, la? La 17. Mai dificil, nu-i drept, dar noi îndrăznim. Îndrăznim că avem acum o șmecherie. Avem prima cifră de la cât? Noi știm câtul. E 2. Și iată cum se face șmecheria. Câte cifre sunt aici? 2. Tot cu 2 pornim și noi. Deci când sunt 2 cu 2, când e una, una. Așa. 39 împărțit la 17. Câtul ne-a spus că este 2, adică 2 ori. Adică 2. 2. Adică de 2 ori 17 cât face? Ba da, 300... Nu, 34. Vezi? S-a apropiat 39. Cel mai mult. Deci merge de 2 ori. 2 ori 17, 34. Ia să vedem ce rest. 5. Ce rest trebuie să ne dea aici? 5 și 1 îl coborăm. Corect. Vrei să dai să mergi decât împărțitorul? 51. Deci 51 și la 17. Cam de câte ori? 34 de 2 ori? 3. De 3 ori. De fapt, câtul de aici ne dirigează, da? De 3 ori. 3 ori 17 face... Ia să vedem mai ce. 3 ori 7. 3 ori 7. 21. 21. 3 ori 1, 3 și cu... 3 ori 3 și cu 2, 5. Ia să vedem dacă ne rămâne rest. 0. 0 rest. Excelent. Dar e bună treaba. O, ce deșteaptă e asta? Înseamnă că pot forma multe probleme. Iată. 794. Asta e de împărțit tot dau. Împărțit la... Nu știu cât. E cam greu la nu știu da. Cât. Hai să-i spună la câte împărțit. Da. Deci împărțitorul să-l dăm de o singură cifră. Împărțitorul... Nu, puteți să nu spuneți. Păi da... Stai, era dreptate. E vrea așa. Deci împărțit la nu știu cât... Egal cu... Așa... Egal cu... La nu știu cât... Egal cu... Câtul... Să reducă, să rezulte... Câtul? Păi ești măcar câtul. Neapărat te spun câtul. Neapărat. Deci... Care este câtul? Care este? Așa... Doi. Câtul să fie... O sută. Și restul. Deci cât o să fie 100. Și restul. Restul? Cât să zic eu... 110 și 3. Restul să fie 3. Deci 794 împărțit la cine? Încât câtul este 110 și restul 3. 700.